băi, că n-am un cap cu aia, eu n-am cunoscut femeie cu aia care să mă arci eu la vorbe sau ceva, să zică ceva, să mă... Nu mai pulă, aia vrei să mă fuzi? Nu vrei să mă fuzi, vrei să mă fuzi, dar mai du-te morții, mă, de aici pe centură și mă doare în pulă de pista ta. Mare pizdă, tot o pizdă. Numai asta, ele știu jocul, ele știu doar la futai. Ele nu știu idei, ele n-au idei. Că n-am, că sunt proaste. Că sunt genie, pușcărie, Dumnezeu să fie, că mi-a duc acum la vite și vei. Că n-am, că sunt proaste. Că nu știu. Asta e... Atitudinea asta misogină. Da, da, sunt niște frustrări, știu. Răul nu mai e rău. Sunt niște frustrări, știu. Atitudinea misogină. Știi cine am inventat asta? M-am făcut în gură cu atitudinea. Că ești prost, că te-au interesat, că ți-au dat griji cu lapte și te-au lăsat să te uiți la desenele tale preferate și ți-au zis, uite, vezi, aia este o atitudine misogină. Da, 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 da. Și după aia tu vii la mine, vii la mine și zici că e o atitudine misogină. Este norocitule, mănilă, îmi zici mie că e o atitudine misogină. Atitudine misogină aia inventată, asta e ele ca să te facă, să te facă să ai pe ele. Există și ele, ele sunt masunii cu aia. Sună-l cu aia pe ăla să se împuște sau ce pula mea să pregătește să fac. Ăsta m-a dus la sat cu aia, ăsta vrea să-mi facă rău cu aia, ăsta nebunit cu aia, cu frecvențele alea, a ascultat frecvențe până când a auzit a trei și a zis a trei un an de porumb, te duci și faci pe ăștia, de comandă. Mă, vin mașină. Cred că vin din toate benzii. Înainte să moară marele poetă. Bă, vin mașini, slag. Numai puțin, că îi dăm un mesaj prietenei mele. Bă, ce știu ele, mă? În afară de te pupic, mă pun în pătuț, mă pun în... Bă, dar mai pune-te-i coaie și mă lasă, mă, coaie în pace, că eu nu stau ție mesaje. Că dacă îți dau eu un mesaj, după aia zici că ești nebun, ce ai făcut, nu mai bea atât. Ce pula, nici nu pot să zic nimic. Eu n-am voie decât să zic că eu mă pun în pătuț, te pup și eu te pup și eu te iubesc și eu nu mă pun în pătuț. Sau ce pula am să scrii? Sau și eu m-aș pune în pătuț? Sau și eu m-am pus în pătuț la alta mai devreme? Aaa, ești nenorocit, ești bă, ori suntem sinceri, împărtășim, ori împărtășim. Să vorbim de pătuț, de era pătuț, nu, eu nu. N-ai cum cu aia, nu. Frate, nu e, nu e așa, frate. Bă, deci dacă eu fac nuntă, deci gata, vă rog frumos să întrerupeți legăturile cu mine. Deci vă rog frumos, Mihai și Alexandru, întrerupeți legăturile. Nu că le întrerupeți, mă jigniți sistematic. Cumpărați-o, închiriați un apartament în jurul casei mele și... O să vă prindeți de orarul meu în prima lună și aruncați cu mere stricate de la etaj pe mine. Măcar să-mi dați această inimă. Cine pula mea aruncă mea? Că o să uit, că mă spală pe cine. Dacă ajung să mă căsătoresc, nu o să mai știu nimic. M-am pus în bătut și aia e. Mă, n-ai. Deci vă rog frumos, întrerupeți. Nu mai am nimic, nu mai știu nimic, e clar. M-a băgat la cutie. M-am pus la aparat.